Este singura legătură. Adică ruta ocolitoare este tocmai pe la Bacău, Arciuc. Ar fi o socorire de mai bine de o... Să vorbim și cu domnul Laicu, să vedem care a fost motivul negației și în condițiile în care sunt convins că este o totul și se justifică, o să-l trebuie mai la Ministerul Transportului, la companie, de fapt. La companie, de investiții. Știam de acest subiect, a fost documentația transmisă, vreau să am o discuție și cu domnul Laicu de la Direcția Regională Iași și să văd exact motivul pentru care a dat negații în cursul anului trecut. Și după aceea la conferința de presă care o vom avea la Bacău, o să vă spun în detaliu exact ce am făcut.